Dragi prieteni, doamna Doina Istrate ne-a încântat din nou cu alte două melodii, Bate vântul frunzele, un text și o melodie foarte frumoase, doamna Doina, și cea de-a doua melodie, intitulată Mult mi-e drag de omul bun, cred că tuturor ne e drag de oamenii buni, pentru că oamenii buni ne aduc bucurie în suflet, ne aduc fericire. Așa este și sunt foarte mulți oameni buni. Bună dispoziție. Da, sunt foarte mulți oameni buni, dar uneori viața ne face să reacționăm așa mai, poate uneori nu cum am dorit noi. Doamna Doina, aveți o experiență de viață, astăzi se sărbătorește ziua dragostei. Ce ne spuneți, ce sfat ați da tinerilor care pornesc acum? În primul rând, dragostea... drumul vieții, da. Care își întemeiază o familie. Da, da. O să vă rog să răspundem după telefon. Da, sigur. Alo? Sigur. Alo? Da. Pe rumna domnișoara Anton. Bună seara. Cornel vă deranjează. Domnul Cornel, o să vă rog din suflet, dați televizorul la minim, ne auziți în telefon și vreau să vă rog să fiți foarte scurt în această seară, pentru că mai avem de cântat. Avem un duet foarte frumos și trebuie cântat neapărat pentru dumneavoastră. Foarte scurt și data viitoare intrați mai la începutul emisiunii și vă rog din suflet să nu vă spărați pe mine, da? Păi nu, că n-am știut că aveți azi emisiune în direct. Ne-ați descoperit. Bun, haideți, ce dedicație avem? Aveți. Mă bucur că ne-ați descoperit. Pentru... Da. Asta înseamnă că oamenii ne urmăresc. Da. Radu? Da. Pentru... toți cei care mă cunosc. Da. Și pentru Argeș TV. Și pentru dumneavoastră, domnul Cornel, vreau să vă informez că vinerea noi începem emisiunea de la orele 18 până la orele 20:30. Toate melodiile și ultima mai ales să fie în mod special pentru dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru înțelegere și vă așteptăm și data viitoare în direct. Da? Da, bine, să rămână. Numai bine, la revedere, domnul Cornel. Așa, doamna Doina. Da, dragostea este un sentiment profund. Dacă acea dragoste adevărată, gândindu-ne la dragostea de părinte, loc natal, aceasta fiecare cred că o poartă în suflet. Dragostea aceasta care este foarte puternică la început, pentru că mi-ați spus să mă refer la cei care pornesc în viață. Da. Este foarte puternică la început. Este ca un foc din acela care arde. Dar după ani, nu că ar dispărea dragostea, aceasta se transformă în respect, se transformă în admirație și întotdeauna cei tineri care la început își doresc și doresc să pornească într-o căsnicie, trebuie să gândească foarte bine. Pentru că nu este un lucru ușor, în căsnicie trebuie să ai momente când mai și cedezi la niște lucruri, trebuie să înțelegi și pe cel de lângă tine, ai copii, trebuie să te împarți, dragostea să ți-o împarți între toți membrii familiei și acolo în familie trebuie să existe și acea armonie. Este acea chimie despre care vorbim noi întotdeauna, că trebuie să existe între membrii unei familii și nu numai ai, și rudele și părinții și frații. Este un sentiment pe care îl trăim profund în fiecare zi. Dar cred că tinerii noștri, tinerii, că am și eu copii, am și eu nepoțele, sunt așa mai iuți, așa, ar vrea totul dintr-o dată, se îndrăgostesc foarte repede. Ei, cu căsătoria este altceva. Da, trebuie avem telefon. Alo? Alo, bună seara! Bună seara, stimată doamnă, câte un minut, maxim. Un minut, vă felicit și pentru emisiune, mă numesc Elisabeta Roman. Da. Și, nu știu, am emoții pentru a mea colegă Doina Istrache. Da, te-am recunoscut. Pentru că a fost educatoare deosebită și o directoare. Da. Și aș vrea ca învățământul argeșan. 3 martie colegele mele serbează minunata zi de 1 martie și de 8 martie să fie invitată această doamnă pentru că a făcut cinste învățământul din românesc. Da.
Vă mulțumim. Mulțumesc, Lizia. Felicitări încă o dată pentru emisiunile realizate și moderate de dumneavoastră și pentru invitații care aveți. Mulțumim. Mulțumesc, mai așteptăm. Mulțumesc, Lizia, oricum m-ai făcut să vedeți, v-am spus că cei din urmă sunt cei din tâi. Vreau să vă mulțumesc din suflet. Mai avem câteva secunde și trebuie să ieșim. Vă mulțumesc din suflet. Vă doresc multă sănătate, mult succes. Vouă vă doresc casă de piatră, multă sănătate, multă înțelegere și cântece frumoase. Da. Mulțumim frumos, mulțumim și domnilor și mulțumim tuturor și mulțumim pentru invitație. Stimați spectatori, vă mulțumesc pentru atenția cu care ne-ați urmărit. Mulțumesc colegilor mei din această seară. Mulțumesc invitaților, interpreți deosebiți, interpreții tineri, interpreții consacrați, interpreți din Argeș. Pe final de emisiune vă lăsăm în compania interpreților Iulian Buicu și Florentina Luțu, ce vor interpreta pentru dumneavoastră în duet melodia Mă văzuși mândro la poartă. Stimați telespectatori, până vinerea viitoare, să auzim numai de bine. La revedere și nu uitați, iubiți-vă mult! Mă văzuși mândro la poartă, cum vorbeam cu o altă fată. Mă văzuși mândro la poartă, cum vorbeam cu o altă fată. Nu vorbi, nei că mai mult, că mă supăr și mă duc mai. Și mă duc din satul tău și o să-ți pară. Mândruță, nu-ți pare rău să te duci din satul tău, mă. Mândruță, nu-ți pare rău să te duci din satul tău, mă. Nu-ți-o părea rău de mine, dar de maică ta știu bine. Nu-ți-o părea rău de mine, dar de maică ta știu bine. Mândruță, nu te-ntrista, nu să-i să-ți văd dragostea, mă. Mândruță, nu te-ntrista, nu să-i să-ți văd dragostea, mă. Știu, Melcuță, știu prea bine, dar mi-e rușine de lume. Se ofilească mândruță dragostea noastră.